Introducere. Alexandrina Cernov, membru de onoare al Academiei Române. Anii 1940-1941, primii ani ai ocupației sovietice, sau cum se scrie în manualele falsificate de istorie, de eliberare de sub ocupație românească, au însemnat pentru românii din nordul Bucovinei începutul suferințelor. Masacre, deportări, foametea artificială din perioada colectivizării și strămutarea populației în locuri cât mai îndepărtate de baștină. Începând cu anul 1942, ziariștii au început să-i caute și să înregistreze poveștile cutremurătoare ale oamenilor care, nemai putând răbda fără de legile noilor stăpâni, au cerut să li se dea voie să se retragă în România, precum li s-a dat voie nemților și polonezilor să se întoarcă în țările lor. Nu vom găsi în manualele de istorie nimic despre aceste evenimente, însă ele fac parte din istoria românilor bucovineni și basarabeni. În proiectul Destin Bucovinean, care va fi alcătuit din câteva volume, vor fi incluse materiale de arhivă, articole, mărturii, fragmente culese și publicate în presa vremii, ziare și reviste. Ceea ce nu a fost posibil de cercetat în arhivele secretizate despre victimele represalilor în primii ani ai perioadei sovietice, s-a aflat din mărturiile supraviețuitorilor. Astfel vom încerca să restituim adevărul istoric și în baza materialelor vrednicilor ziariști. Cartea de față include fragmente despre cele întâmplate la Fântâna Albă, publicate după 1991, anul când pentru prima dată au fost comemorate victimele masacrelor de la Fântâna Albă, Lunca și alte localități din nordul Bucovinei. După masacrul de la Fântâna Albă au urmat închisorile, deportările și condamnările la moarte ale celor care erau bănuiți că au participat la marșul către Fântâna Albă. Nimeni nu cunoaște numărul celor masacrați. Fiecare sursă indică altă cifră. Oficial, cifra este infimă. Astfel, în raportul comandantului Pichetului de Grăniceri de la 1 aprilie 1941, se spune laconic, au fost aplicate măsuri de forță, iar în raportul adresat de către Nikita Hrușov lui Stalin despre incidentul de la granița cu România se menționa o parte din locuitorii celor mai apropiate sate ale raionului Hliboca a regiunii Cernăuți s-au îndreptat în centrul raional Hliboca, cerând să fie lăsat să treacă în România. Mulțimea era de vreo mie de oameni, preponderent bărbați. Pe la amiaza zilei de 1 aprilie, mulțimea a intrat în Hliboca, S-a apropiat de clădirea secției raionale a NKVD-ului. Unii purtau cruci, era un steag alb, acesta, potrivit spuselor participanților la marș, simboliza caracterul lui pașnic. Pe una din cruci era lipită o inscripție: Uitați-vă, fraților, acestea sunt crucile de care și-au bătut joc ostașii armatei roșii. Nu s-a constatat ca în mulțime să fie arme. După ce, lângă clădirea secției raionale a NKVD-ului, li s-a lămurit despre nelegimitatea unei asemenea adunări în zona de frontieră și s-a cerut ca mulțimea să se disperseze, aceasta a dispărut. Șeful Direcției Securității Statului a ordonat să fie arestați agitatorii, ceea ce s-a și făcut azi. Cu două zile în urmă, câteva grupuri de săteni au venit cu revendicări analogice la Comitetul Executiv Raional al Raionului de Frontieră Storojineț. S-a clarificat că ei erau îndemnați de chiaburi și gardiști, membri ai organizației fasciste Garda de Fier. Agitatorii din raionul Storojineț descoperiți au fost arestați. În jurul orei 19 a zilei de 1 aprilie, o mulțime de 500-600 de oameni a încercat în raionul Hliboca să treacă în România. Grănicerii au deschis focul asupra lor. În rezultat, au fost uciși și răniți circa 50 de oameni, ceilalți au luat-o la fugă. Peste graniță n-a trecut nimeni. Din aceeași carte, Ghiocei însângerați, cităm nota autorului. Ziua de 1 aprilie 1941 a fost marcată de tragism pentru sute de familii de bucovineni. Era primăvară, înfrunzau copacii, iar în pădurea de la Varnița Ghiocei, au făcut un adevărat covor, răspândind o mireasmă îmbătătoare. Era o frumusețe de rai. O coloană de 4.000 de oameni se îndrepta spre graniță. Erau zâmbitori, voioși, încă puțin și se vor întâlni cu rudele lor vor vedea cum o duc acolo. Dar nimeni nu-și închipuia că peste vreo 15-20 de minute vor fugi în disperare, cu țipete prin pădure, strivind florile plăpânde și lăsând pe ele stropi de sânge. Peste o jumătate de oră din covorul de ghiocei n-a rămas nimic, doar pe lângă trunchiurile arborilor sub grămezile de vreascuri, unde n-a călcat picior de om, s-au mai păstrat câteva fire. Au trecut mulți ani de atunci, dar ghioceii înfloresc în continuare, încântând privirea celor care vin aici să omagieze amintirea victimelor masacrului. Fiecare floare de pe potecă este un suflet coborât pe pământ și care se încălzește la soare. După 50 de ani de la masacrul de la Fântâna Albă s-a fondat societatea Golgota, aceasta a primit din partea Comitetului Regional de Partid o adeverință din Arhiva Grănicerilor despre aceea că, la 1 aprilie 1941, în timpul încercării de a trece nelegal granița, au fost ucise 24 de persoane. Petru Grior, primul președinte al societății Golgota, directorul Centrului de Cercetări Istorice și Culturale din Cernăuți, își propune să reconstituie adevărul despre masacrul de la Fântâna Albă și din alte zone în baza datelor găsite în arhivele din Cernăuți, Rădăuți, Suceava, Câmpulung și Botoșani. Rezultatele acestor cercetări de arhivă au fost publicate în cele șase volume intitulate Cartea Durerii, Martirii României la Cernăuți, 2011-2016 Prima constatare a autorului este că în primăvara anului 1941, după masacrele de la Lunca din ianuarie-februarie, au fost lansate zvonuri care au fost primite cu încredere de către români dornici să plece în România. Petru Grior a constatat că acestea au fost provocări organizate minuțios și cu scopuri bine definite. Zvonul a fost lansat de către reprezentanții Comisariatului Poporului pentru Afaceri Interne, NKVD, al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, cu scopul de a scoate la iveală atitudinea băștinașilor față de regimul stalinist instaurat pe meleagurile carpatine. Locuitorii din Ținut care nu cunoșteau rusa și ucraineana s-au adresat președinților și secretarilor consiliilor sătești cu rugămintea de a-i ajuta la scrierea cererilor pentru plecarea în România. Conducătorii localităților românești, înscăunați de puterea sovietică dintre foștii participanți la mișcarea subversivă din Ținut în perioada interbelică, îndeplineau, contra sumei de 5 ruble, rugămintea băștinașilor care se săturaseră de marea fericire adusă din Kremlin. Mai întâi, românii din localitățile storojințene s-au adunat în orașul storojineț, înaintând organelor raionale de resort cererile de plecare în patria mamă. Autoritățile staliniste au refuzat să primească cererile, clasificând adunarea drept o manifestare antisovietică, oamenii împrăștiindu-se pe la casele lor. În dimineața zilei de 1 aprilie 1941, peste 1500 de locuitori din satele pătrăuții de sus, cupca, pătrăuții de jos și suceveni, în rândul cărora se aflau bărbați, femei și copii, s-au adunat în curtea bisericii din suceveni cu scopul să pornească spre centrul raional Hliboca pentru a înainta organelor locale ale puterii bolșevice cererile lor. Din lăcașul sfânt al satului sunt scoase trei cruci, la care vor fi atârnate ștergare albe, demonstrând prin aceasta că viitoarea procesiune poartă un caracter pașnic. Apoi, cu toții au îngenunchiat în curtea bisericii și, susținuți de sunetele pline de jale ale clopotelor de aramă, au adresat o fierbinte rugăciune către Domnul, pentru ca el să-i aibă sub ocrotirea sa. Către Hliboca s-au îndreptat și alți locuitori din satele de pe valea Siretului. Până au ajuns la Hliboca, numărul lor a crescut până la 5.000. Cu sufletele pline de credință și cu chipul Mântuitorului pe crucile Sfinte, scrie Petru Grior, mulțimea a pornit la drum. Acest episod îl vom regăsi și în mărturiile participanților la marș. La Hliboca, oamenilor nu li s-a făcut dreptate. Cererile le-au fost refuzate. Mulțimea indignată, purtând prapurile și crucile cu chipul Mântuitorului pe ele, scoase din lăcașurile sfinte, intona imnul României, scandând trăiască regele Mihai, trăiască mareșalul dezrobitor. Oamenii nu mai doreau să trăiască în Raiul Bolșevic, unde birurile pe care trebuie să le plătească țăranii sunt imposibil de suportat și unde teroarea era ridicată la rang de principiu spre poiana Varniței, lângă satul Fântâna Albă, unde aștepta canonada mitralierelor, au fost însoțiți de grănicieri. La o depărtare de numai 2 kilometri de România, țara mult răvnită, coloana a fost încolțită din trei părți de mitralierele bolșevicilor. Până astăzi nu cunoaștem numărul victimelor de la Fântâna Albă. Cercetătorul Petru Grior este de părere că trebuie întreprinse acțiuni de deshumare a martirilor. Dar cine îi va număra pe oamenii care îngroziți fugeau prin pădure fiind împușcați de către soldații călări, pe cei întemnițați și împușcați după interrogatorii bestiale, căutați prin sate și deportați împreună cu familiile lor, fiind calificați ca trădători ai patriei socialiste. Mărturiile supraviețuitorilor acestei tragedii numesc mai multe amănunte, mai dureroase decât cele din rapoartele oficiale păstrate în arhive. Un alt autor martor al acelor evenimente este Vasile Ilica, originar din satul broscăuții Vechi, raionul Storojineț, veteran de război, membru al asociației Pro Basarabia și Bucovina și al societății Mihai Eminescu din Cernăuți, în acei ani sângeroși fusese elev la liceul Regele Ferdinand din Storojineț. După anul 1989, el se întoarce la locurile de baștină, unde începe investigații istorice importante despre acei ani de restriște, analizează evenimentele istorice care au precedat tragediilor, cercetează materiale de arhivă, culege mărturiile supraviețuitorilor masacrelor de la Lunca și Fântâna Albă. Lui îi aparțin două lucrări prețioase pentru istoria românilor bucovineni. Bucovina Abandonată, Oradea 2010 și Martiri și Mărturii din Nordul Bucovinei, Fântâna Albă, Suceveni, Lunca, Crazna, Igeș, Oradea 2003. Un merit deosebit la refacerea drumului spre Fântâna Albă le aparține scriitorilor și ziariștilor care, începând cu anul 1991, au participat la comemorările de la Fântâna Albă, la conferințele dedicate a acestor evenimente, înregistrând date importante de la cei ce au mai rămas în viață. Dintre ziariști, amintim pe Maria Toacă Andrieș și Felicia Toma, care au publicat în ziarul Zorile Bucovinei, Dumitru Covalciuc, neobositul redactor al almanahului Țara Fagilor. În ultimul deceniu au apărut la cernăuți mai multe monografii ale satelor, în care au fost inserate tragicele evenimente și numiți martirii lor. S-au ridicat monumente în memoria lor. Volumul 1 din proiectul Destin Bucovinean, numit Fântâna Albă, Golgota Neamului, reproduce multe din mărturiile participanților la acest marș al curajului și demnității.